Bună dimineața! Vreți să fiți sănătoși? În general, în viață este bine să nu avem certitudini, însă la această întrebare sunt sigură că toată lumea răspunde afirmativ. Tocmai de aceea vă invit să fiți alături de noi în următoarea oră. Toate subiectele sunt și de această dată deosebit de interesante. Beneficiile imunoglobulinei din ouă. Culorile ochilor și afecțiunile la care ne predispun. Bătăturile. Ipohondria. Tips and tricks cu Sonia. Sport. Invitați în platou vor fi astăzi Dr. Cristian Vișoreanu, medic specialist chirurgie generală cu competență în chirurgie oncologică și ecografie intervențională, ne oferă informații despre reconstrucția mamară în seria de discuții despre cancerul de sân și tot despre cancerul de sân, dar de această dată din perspectiva medicului de radioterapie voi discuta și cu Dr. Liviu Stoleru. Și în final, alături de mine va fi Dr. Loredana Pârlog, medic primar endocrinologie. Dumneaei ne va dezvălui care este rolul hormonilor în organism. În urmă cu scurtă vreme, am vizitat fabrica de suplimente pe bază de imunoglobuline din ouă. Cum iau naștere aceste suplimente? La ce sunt bune și cui folosesc? Aflăm acum! Evident, în această perioadă, mai mult decât înainte, lumea întreagă este foarte atentă la infecții, fie ele generate de viruși, bacterii sau microbi. Medicamente există, dar pot fi ajutați eventualii pacienți chiar din faza de prevenție? O vizită în sudul Bucureștiului ne poate lămuri. Doamna doctor, ce este aici? Apare un cuptor? Da, poate să semene cu un cuptor, dar de fapt este vorba despre un echipament performant, un liofilizator, în care noi producem suplimente alimentare din ou integral și din care valorificăm imunoglobulinele. Liofilizarea este o tehnică farmaceutică și se folosește, printre altele, și la prepararea vaccinurilor. Ce presupune acest proces de liofilizare? Văd aici mai multe etape. Liofilizarea presupune congelarea produsului, sublimarea gheții din produs în liofilizator, uscarea la temperaturi care ne protejează imunoglobulinele, deci la temperaturi scăzute, și după aceea obținem liofilizatul așa cum arată aici. Începem să-l scoatem din tăvi în diferite etape de măguțire, pentru că este foarte dur. Văd că se face totul manual. De ce nu este tehnologizat? Se face manual pentru că este foarte greu de scos din tavă. Gândiți-vă că aderă foarte tare la metal, pentru că altfel nu am putea să procesăm, să congelăm. Și atunci e singura modalitate de a-l scoate din tavă. Iar aici am ajuns la ultima etapă, văd că ultima este etapă. Deja praf. Da, este ultima etapă în care măcinăm, sităm și dozăm, punem în ambalaje de multistrat de aluminiu, care ne conservă, ne păstrează în siguranță produsul. Și cum se consumă, așa ca atare, cu ligurița? Se consumă așa ca atare, deoarece pulberea este urodispersivă. Se dizolvă ușor în gură, are gust plăcut și este indicat să se administreze. Este gustoasă, așa. Da? Da, da, da. Excelent. Bine, bine, se produce imunoglobulina aviară, dar la ce folosește? Doamna doctor, am trecut de la practică la teorie. O să vă rog să ne spuneți acum ce am văzut mai devreme că se produce acolo în fabrică. Producem suplimente nutritive cu imunoglobuline aviare, care au funcție de suport imunitar și nutritiv. Ce înseamnă asta mai exact? Asta înseamnă că aceste suplimente ne ajută să ne creștem imunitatea, să susținem imunitatea organismului. Imunitate care, se știe, este foarte importantă pentru starea noastră de sănătate. Imunitatea ne apără de orice stare de boală. În plus, imunoglobulinele sunt parte componentă a sistemului nostru imunitar. Deci este un element activ, un element cheie din sistemul imunitar. Și un element natural, pe care îl aducem în mod natural în organismele noastre. Pentru cine sunt indicate aceste imunoglobuline aviare? Adică doar adulții sau pot lua și copii, pot lua cei vârstnici? Noi am configurat pulberile, produsele, pentru toate categoriile de vârstă. Aceste pulberi liofilizate, orodispersabile, conțin ingrediente naturale, deci avem oul, avem carbohidrați și arome naturale și sunt destinate pornind de la vârsta de 12 luni până la vârstnici.
Iată demonstrația că suplimente nutritive de folosit preventiv sau în tandem cu tratamentele standard există. Nu ne mai rămâne decât să le băgăm în seamă. Într-o ediție anterioară discutam cu domnul dr. Cristian Vișoranu despre modul în care se efectuează în prezent mastectomiile. Fiind însă o parte esențială în urma unei operații și în viața femeii, este foarte important să știm și ce se întâmplă după mastectomie. Bună dimineața, bine ați revenit pentru a continua discuțiile despre cancerul la sân. Domnule doctor, după cât timp de la efectuarea mastectomiei se poate vorbi, se poate efectua o reconstrucție mamară? Există o reconstrucție imediată care se poate efectua după mastectomie sau în același timp cu mastectomia și o reconstrucție tardivă ce se poate face la un interval de timp variabil în funcție de dispariția efectelor secundare ale tratamentelor anterioare și în special ale radioterapiei. Cum se desfășoară această operație de reconstrucție mamară? Aș începe întâi să spun cum trebuie educată pacienta care vrea o reconstrucție de sân. Dar și ce este nu cineva neapărat, care nu vrea? Sunt persoane care nu vor. Și apoi după cum decurge sau modul cum decurge intervenția chirurgicală. Pentru că e o poveste frumoasă spusă la televizor, reconstrucția de sân, însă în realitate e o procedură sau mai bine zis un proces de durată. Mastectomia este o operație. Începe și se termină în aceea zi. Reconstrucția poate să aibă un rezultat estetic convenabil și să nu mai fie nevoie de o altă procedură de simetrizare, de ștergerea unor defecte rămase după reconstrucție sau poți să ai nevoie de mai multe drumuri spre sala de operație astfel încât să ajungi la un rezultat estetic convenabil. Reconstrucția nu se compară cu sânul anterior sau cu sânul celălalt sau cu sânul de chirurgie estetică. În chirurgie estetică îmbunătățești ce ai, în chirurgia reconstructivă din nimic trebuie să faci ceva. Deci reconstrucția de sân se compară cu lipsa sânului. Și aici pot să vă spun că între pacientele care fac reconstrucție de sân, când vin la control în special, după ce se obișnuiesc un pic cu noul sân, dacă e bine cu sânul reconstruit, răspunsul este spontan da. La întrebarea dacă vă place sânul reconstruit, nu mai e la fel, același da, același întârzie da, să potărți. Vină. Așa sunt completări de genul, aș mai vrea aici, parcă e prea departe, parcă e prea sus, parcă... Deci, nu e... un rezultat satisfăcător 100%, poți să ajungi la rezultatul ăsta, dar e bine să nu uiți de unde am plecat, să nu uite de unde au plecat, plecând de la un diagnostic și de la un tratament, de la o boală. Punctul meu de vedere e că mersul așa prea frecvent la sala de operație cu anestezii repetate nu e un parcurs bun, și încercăm să facem cât se poate în acea operație, astfel încât să nu să mai nu fie nevoie să revină. Să revină. Cum decurge viața pacientei care are o reconstrucție mamară? Poate să facă aceleași lucruri pe care le făcea și înainte, când avea ambii sâni? Pot să spun așa, că mai am noroc cu dumneavoastră că mai ies pe timpul zilei din spital și se întâmplă să mai văd paciente trecând prin fața mașinii pe la trecerea de pietoni. Și se întâmplă să văd și paciente cu reconstrucții, pentru că am făcut destul de multe în ultimul timp și am văzut și paciente cu mastectomii. Există altă atitudine în mersul lor, în societate. Sunt altfel, se manifestă altfel, au alt tonus. Dar din punct de vedere al abilităților fizice, ai voie să ridici o greutate? Știu persoane care au trecut prin această experiență și care îmi povesteau că nu mai pot duce viața pe care o duceau înainte. Nu se mai pot duce la supermarket să care o sacoșă. Vedeți, cunoaștem persoane diferite. Da, adică pacientele noastre care sunt din diverse domenii de activități cu tot felul de acțiuni casnice sau îndeletniciri de toate felurile, unele dintre ele muncesc la fel ca înainte și n-au nimic.
sunt unele care pot prezenta unele complicații. Deci nu trebuie generalizat. Răspunsul e da, se poate lucra la fel ca înainte, depinde și de amploarea intervenției. Sunt acum proceduri mai noi de reconstrucție cu sechele mai mici, integrarea mai rapidă în societate și mai puțin dureroase, pentru că nu se mai ridică mușchiul pectoral și atunci poți să folosești mâna la orice vrei. Știu că proteza mamară care se folosește în cazul unei operații estetice trebuie schimbată odată la 10 ani? Depinde de producător, depinde de plastician. Sunt mai multe criterii. În cazul reconstrucției după mastectomie? Protezele pe care le-am folosit noi, sau mă rog, plasticienii, că eu fac parte din echipa oncologică, nu din chirurgia reconstructivă, dar ce știu că protezele sunt garantate pe viață. Dar să nu uităm totuși că e un produs făcut de om care poate să prezinte în timp orice avarie. Ce se poate întâmpla? Cel mai frecvent se rup. Și atunci trebuie schimbată. Din punct de vedere al senzației pe care femeia o simte în acel loc, ce se întâmplă după reconstrucție? Se reconstruiește inclusiv la nivel nervos? Aici vă reconstruiește organismul. Nu noi. Deci terminațiile nervoase sunt întrerupte. Așteptăm doar încet, încet în timp ca aceste terminații nervoase să se conecteze cu țesutul? Cu țesutul și cu alți nervi noi, terminații nervoase noi, astfel încât să se modifice puțin sensibilitatea, care de fapt e o parestezie după intervenția chirurgicală. Lucru care se întâmplă diferit în funcție de persoane. Sunt persoane care la 6-9 luni au aproape toată sensibilitatea refăcută, dar sunt persoane care și la 2-3 ani nu recuperează mai deloc. Și scurt, să-mi spuneți, vă rog frumos, din punct de vedere al costurilor, ce presupune o astfel de intervenție? Este subvenționată în vreun fel? Există un program de subvenționare a protezelor, dar noi nu facem parte din el. Pot să spun că procedura nouă, care constă în folosirea unei membrane din derm porcin acelular, produs care e folosit în străinătate de peste 20 de ani, a ajuns și la noi în România. E un câștig pentru pacient. Da? Recuperare rapidă, deci pleacă acasă ca după o mastectomie și tind să spun încet, încet în timp ca după un sector, deci după o operație micuță. Mulțumim foarte mult pentru explicații. Mulțumesc și eu. Fie că sunt căprui, gri, verzi, albaștri, negri sau o combinație din toate acestea, ochii pot spune foarte multe despre noi. Și nu este vorba doar despre acea vorbă ochii sunt oglinda sufletului, ci culoarea ochilor noștri poate indica anumite afecțiuni. Noi am aflat ce afecțiuni corespund fiecare culori de ochi. Se spune că ochii sunt oglinda sufletului. Puțin știu însă că sunt un bun indicator al stării sănătății organismului nostru. Întregul corp uman, atât dacă vorbim de glande, de organe interne, deci totul este proiectat la nivelul celor doi ochi. De exemplu, în cazul rinichilor, care sunt doi, vor fi proiectați rinichiul drept pe ochiul drept și rinichiul stâng pe ochiul stâng. În cazul organelor de tip ficat, inimă, ficatul în ochiul drept, inima în ochiul stâng. Deci totul are o reprezentare, atât la nivel fizic, dar cât și la nivel psihoemoțional. Deci putem vedea predispozițiile spre anumite boli, o infecție acută sau o boală degenerativă studiind culoarea ochilor, dar și nu numai culoarea ochiului, dar și aspectul irisului, textura lui. Culoarea ochilor indică afecțiunile la care este predispus organismul nostru de-a lungul vieții. În general, ochii căprui de tip hematogen sunt predispuși la apariția unor boli cronice, degenerative, ateroscleroză, tulburări de circulație și oxigenare periferică și cerebrală, la fel tulburări hepatice, steatoză hepatică, litiază biliară, dar și tendință spre anxietate și depresie. Ochiul
albastru, de tip limfatic, este caracterizat printr-o hiperreactivitate a sistemului imun, deci hipersecreție de mucus, laringite, amigdalite, în special în copilărie, după aceea boli autoimune, predispoziție spre diabet, dar și spre alergii, rinite alergice, ast bronșic și o predispoziție marcată spre boli reumatice. Ochiul de tip mixt, adică de culoare verde, este predispus în general spre afecțiuni digestive. Există o insuficiență a secrețiilor digestive cu dismicrobism intestinal. Dacă observați o roșeață în partea albă a ochilor, ar putea fi vorba de alergii nediagnosticate. Dacă ochii se fac gălbui, este posibil să fie vorba de probleme la ficat. Și într-un caz și în altul, este bine să consultați specialistul. Ochiul, în general, este oglinda sufletului și a trupului, cum am spus, și orice medic își dă seama dacă ochiul este îngălbenit, este vorba de o afecțiune biliară sau hepatică, la fel, proeminența capilarelor, acestea fiind îngroșate la nivelul ochiului, poate să arate la fel o suferință hepatică, iar ochiul înroșit poate să fie semnul unei conjunctivite alergice. Nu cred că există om care să nu fie avut măcar o dată în viață bătături. Cauza poate fi o încălțăminte nepotrivită sau un mod de a călca greșit. Dar nu contează cauza, cât contează să le îndepărtăm, pentru că ele creează disconfort. Bătăturile sunt atât inestetice cât și dureroase. Putem face bătături indiferent de sex. Bătăturile, termenul medical este clavus, apar atunci când există o supra-solicitare, o presiune mecanică și, de fapt, vorbim despre o reacție de apărare a pielii. Când apar aceste bătături? Când există o supra-solicitare a antepiciorului, vorbim despre o presiune, o frecare care se exercită între piele, între picior și încălțăminte, vorbim despre încălțăminte care nu este adecvată, mult prea strâmtă, și de asemenea există adesea deformări ale piciorului, fie un picior constituțional mai scobit, dar și probleme care apar pe parcursul vieții. Vorbim despre pacienți care au picior diabetic, despre cei cu boli reumatismale și atunci apar unele deformări. Bătătura este o reacție de apărare a pielii. Întotdeauna, bine, drumul pacientului este și către pedicuristă, către medicul dermatolog. Pedicura medicală permite tratarea bătăturilor în siguranță. Bătătura trebuie scoasă la specialist pentru că ea poate să fie ascunsă de o verucă. Nu să apară o bătătură galbenă, banală, să încep să tai și dedesubt să fie o verucă care este un neg care trebuie tratat de specialiști și așa mai departe, nu? Bătăturile, în momentul în care sunt tăiate, în afară de faptul că cu orice foarfecă sau cu orice să tai într-o casă, presupun că nu sunt sterilizate cu o cunoștință de cauză, adică cu o școală la bază, o sterilizare corectă. Aș putea spune că există bătături simple, acele bătături care apar la degetul mic atunci când avem un antepicior mai lat și pantoful este mult prea strâmt, pentru că doamnelor le plac pantofii aceia cu botul ascuțit. Și mai există acele bătături care sunt între degete. Acestea pot fi rezolvate ușor, cum? Fie prin substanțe chimice care realizează o ușoară abraziune, există plasturi. Practic, noi ce trebuie să facem, de fapt, este să îndepărtăm cauza. Va trebui să avem încălțăminte adecvată, va trebui să purtăm încălțăminte mai largă. În rest, pentru problemele mai mari, există niște dispozitive speciale cu niște inserții cu silicon, există de asemenea orteze. E foarte important, dacă avem deformări puternice, se face o radiografie osoasă, există un examen podoscopic care ne arată unde sunt presiunile. Și iarăși e adevărat că toată speranța pacienților vine inclusiv către medicul dermatolog dacă acționăm cu electrocauterizare, cu laser, uneori intervenții chirurgicale, uneori putem crea răni mult mai adânci. O bătătură devine periculoasă atunci când avem dureri foarte importante și acesta este și momentul în care pacientul va veni către medic pentru că deja a încercat diverse terapii acasă, de aceea și pe piață există o groază de soluții și dacă vă întrebați de ce, tocmai pentru că e foarte greu să tratăm.
Dacă aveți dureri, nu ezitați să mergeți la specialist. Așa cum anunțam la începutul ediției, continuăm discuția despre cancerul de sân, de această dată însă din perspectiva medicului radioterapeut. Alături de mine este domnul doctor Liviu Stoleru. Bine ați venit, bună dimineața! Vă mulțumesc pentru invitație! O să vă rog să-mi spuneți pentru început ce este radioterapia și care este rolul ei. Radioterapia este o metodă clinică de tratament care utilizează radiațiile ionizante în tratamentul tumorilor maligne, a cancerului în primul rând și ocazional și pentru tratamentul tumorilor benigne. Este o componentă de bază a tratamentului multimodal, multidisciplinar al cancerului, alături de intervenția chirurgicală și de tratamentele sistemice. Aici înțelegând chimioterapie, hormonoterapie, imunoterapie, terapii țintite. Dar știm că radioterapia nu se folosește în toate formele de cancer, în toate situațiile. În funcție de ce se alege această formă de tratament? Radioterapia se folosește practic în toate fazele evolutive ale cancerului. Mai mult de 50% din pacienți, mai mult de jumătate din pacienții cu cancer vor avea nevoie măcar o dată în timpul evoluției bolii de radioterapie. Radioterapia poate fi utilizată în faze incipiente sau medii ale bolii, cu intenție curativă, spunem noi, adică avem o durată de viață anticipată lungă și atunci radioterapia și celelalte tratamente fac ca viața, ca durata de viață a pacientului să fie lungă. Sau când durata de viață este scurtă, atunci radioterapia este folosită în scop paliativ, adică pentru a înlătura simptome, pentru a ameliora simptome și în felul acesta pentru a face o calitate a vieții mai bună pentru pacienți. A spus că se pornește de la o ședință de radioterapie și până la câte se poate ajunge? Se poate merge de la o ședință de radioterapie în tratamentele paliative, de care vorbeam, până la 35-40 de ședințe în tratamente curative pentru cancerele de sferă orele, de pildă, sau pentru cancerul de prostat. Pe parcursul acea perioadă de timp se fac 35? De la o zi până la o ședință, până la 7 săptămâni. Sunt 5 zile pe săptămână în care se iradiază de luni până vineri și sunt 5 ședințe pe săptămână, 35 înseamnă 7 săptămâni. Concret, cum funcționează această terapie? Mecanismul. Bun, constă în eliberarea unei doze precise, controlate, la nivelul formațiunii tumorale, de natură a distruge formațiunea tumorală, însă menținând doze foarte mici la nivelul țesuturilor sănătoase de vecinătate, în așa fel încât reacțiile adverse să fie cât mai limitate și suportabile pentru pacient, înțeles? Practic este un fascicul. Este un fascicul ca mecanism de acțiune. Sunt două mecanisme de acțiune, un mecanism direct prin care se distruge ADN-ul celulor tumorale, acestea nu mai pot transmite informația genetică și nu se mai pot înmulți, este un mecanism, dar nu este cel preponderent. Cel preponderent constă în formarea unor radicali liberi în urma interacțiunii radiației cu apa celulară. Acești radicali liberi sunt specii foarte reactive, instabile, care se combină cu constituenți celulari, rezultă produși toxici care sunt practic incompatibili cu viața celulei. Blochează metabolismul celular, blochează respirația celulară, producția de oxigen la nivelul celulei, deci practic distrug celula tumorală. Cât de țintită este această terapie? Adică ce se întâmplă cu organele de jur împrejur? Da. Înainte protejam organele la risc cu blocuri de plumb, care erau interpuse între fasciculul de iradiere și organul respectiv, în așa fel încât organul să fie protejat. Acum totul se face din planul de tratament și din utilizarea tehnicilor moderne de iradiere, tehnicilor moderne de administrare a iradierii. În ce constă? Practic se face o tomografie computerizată de plan de tratament cu pacientul în poziție de tratament. Pe această tomografie, pe aceste imagini, doctorul conturează volumul tumoral și organele la risc. După aceea, planul de tratament este preluat de fizicieni care se ocupă de partea tehnică și de partea fizică. Ei stabilesc numărul de fascicule, orientarea fascicurilor, tehnica de iradiere. După care, planul se întoarce la medic, care îl va valida în funcție de prescrierea pe care a făcut-o și mai departe este transmis electronic, bineînțeles, la aparatul de iradiere. Este o intervenție dureroasă pentru pacient, neplăcută? Nu, în timpul iradierii nu este. Poate să fie din cauza imobilizării în anumite poziții, care pot să fie un pic mai inconfortabile pentru pacienți. Și cât se stă într-o astfel de poziție? Cât durează tratamentul? Depinde de situație, de la câteva minute până la 10 minute cu totul. Ce efecte secundare pot apărea? Radioterapia, ca și intervenția chirurgicală, este un tratament local sau locoregional, la nivelul unde există formațiunea tumorală și unde sunt ganglionii limfatici sateliți. Așa încât
reacțiile adverse vor apărea în regiunea respectivă. Există însă și efecte generale. Care sunt efectele generale? În primul rând, oboseala generată de iradiere. Restul efectelor sunt, bun, și bineînțeles, modificări care pot să fie la nivelul hemogramei, la nivelul analizelor de sânge. Atât local cât și pe întreg organismul. Se pot combate aceste efecte adverse? Se pot combate, bineînțeles. Se pot combate, prin, în primul rând, din partea pacientului, prin respectarea unor reguli de igienă, de alimentație corectă, de stil de viață corect în timpul iradierii și, bineînțeles, medicul radioterapeut, cu care pacientul trebuie să fie în permanență și înainte de la consultația inițială preterapeutică și în timpul tratamentului, la consultațiile intraterapeutice și după aceea la controlele postterapeutice, medicul trebuie să fie în contact cu pacientul, să-i spună despre reacțiile adverse, pacientul trebuie să fie informat despre ele și de asemenea să-i propună tratamentele de natură a limita la maximum aceste efecte. Medicamentele alternative, variantele acestea, interacționează în vreun fel cu radioterapia? Încurcă? Este greu de spus. De ce? Pentru că nu sunt niște studii clinice controlate care să fi fost făcute, care să compare acele tratamente, să zicem, cu tratamentele obișnuite, cu tratamentele standard pe care noi le dăm, sau cu nimic, să zicem, da? E foarte greu de spus. Eu le spun pacienților mei, sigur că da, puteți să le luați, însă, în momentul acela, practic, dumneavoastră sunteți cei care răspundeți pentru efectele adverse, pentru că noi, deocamdată, nu știm, pentru că asta este realitatea. Nu știm dacă sunt bune sau nu. Domnule doctor, și o ultimă întrebare. Cu cât crește speranța de viață în urma radioterapiei? Este foarte greu de cuantificat. De ce? Pentru că durata de viață, speranța de viață depinde de foarte mulți factori. De vârsta pacientului, de tipul de cancer pe care îl are, de tratamente asociate, de comorbidități care pot să fie mai ucigătoare pe termen scurt sau pe termen mediu decât cancerul. Ce face radioterapia? Și cred că asta este important de știut. Radioterapia asigură controlul local. Controlul local ce înseamnă? Să nu mai apară recidive, pentru că recidive înseamnă metastaze și înseamnă finalmente deces prin cancer. Și ca să vă dau și un exemplu în acest sens, a fost un studiu foarte mare făcut la începutul anilor 2000, care a arătat că radioterapia, asigurând controlul local, scade riscul de recidive, înjumătățește practic riscul de recidive în cancerul de sân operat conservator. Și mai departe, acest beneficiu în control local, în scăderea ratei de recidivă, se transformă în supraviețuire. Altfel spus, la 4 recidive care sunt prevenite la 10 ani, după tratamentul cu radioterapie, se va salva o viață după 15 ani. Mulțumim foarte mult pentru explicație. Eu vă mulțumesc. Ești cam ipohondru. Este ceva ce spui unui om care trăiește tot timpul cu spaima apariției unor afecțiuni. Ce este însă această ipohondrie? Cum poate fi tratată? Cum se pune un diagnostic? Au aflat colegii mei de la specialiști. Hipocondria sau ipocondria afectează din ce în ce mai mulți oameni, cu atât mai mult cu cât pandemia globală ne-a influențat viața și modul de a gândi. Izolarea și bombardamentul cu informații negative ne influențează psihicul și sporesc teama de orice boală. Pacientul cu tulburare ipocondriacă vine la cabinet de fiecare dată când se modifică ceva în starea de sănătate, când unul din membrii familiei are o boală gravă sau când un prieten din grupul de prieteni se confruntă cu o boală gravă. Pacientul interpretează de cele mai multe ori în mod eronat anumite senzații normale ale organismului, are o toleranță redusă la disconfortul fizic și de cele mai multe ori tinde să exagereze anumite semne sau simptome ale bolilor obișnuite, asociindu-le cu manifestări ale unor boli letale, invalidante sau care pot să le producă un mare disconfort fizic. Hipocondria se caracterizează printr-o preocupare persistentă sau o frică de a avea anumită boală. Pacienții resimt simptomele normale ale corpului, cefale, durerea de cap, adică bătăile inimii, la o anumită intensitate. De cele mai multe ori, pe baza informațiilor culese de pe internet, din surse mai mult sau mai puțin verificate, sau pe baza investigațiilor pe care le-au efectuat anumiți prieteni,
pacienții vin la medicul de familie să solicite investigații mai complexe, examene RMN, examene CT, coronarografii, trecând peste fazele inițiale ale consultului și, bineînțeles, și peste acele investigații uzuale, investigații paraclinice, care se pot efectua în marea majoritate a cabinetelor de medicină de familie. Și discut aici de electrocardiograme, de ecografii sau de acele teste rapide prin care noi putem afla în 10-15 minute diferite detalii despre starea de sănătate a pacientului. Suferința acestor persoane este într-adevăr reală. Ei se confruntă cu o situație care îi deranjează în activitatea lor de zi cu zi. Anxietatea pentru un asemenea om poate să fie pusă într-un termen mai popular, să zic așa, într-o frică intensă de o anumită patologie, de o anumită boală în sine. Această afecțiune se poate trata cu ajutorul psihologului și psihiatrului. E mai ieftin și mai simplu să aveți încredere în medicul dumneavoastră decât să faceți analize peste analize. Noi practicăm medicina bazată pe dovezi. Pacientul trebuie investigat, trebuie evaluat pentru a exclude în primul rând o suferință organică. Mă gândesc la hormonii corpului ca la niște instrumente muzicale dintr-o orchestră. Fiecare are rolul de a cânta partitura pentru a crea un concert perfect, până în ziua în care unul dintre ei intră în dezacord și strică întreaga melodie, zice celebrul Dr. Oz. Așadar, bunăstarea organismului nostru ține foarte tare de echilibrul pe care hormonii ni-l dau, mai ales nouă femeilor. Bună dimineața! Doamna dr. Loredana Pârlog, medic primar endocrinologie, este alături de mine. Bună dimineața! Mulțumesc de invitație! Doamna doctor, spuneți-mi, care este rolul hormonilor în organismul feminin? E un subiect foarte complex. Dacă ne gândim la hormoni la femei, în primul rând îmi vin în minte estrogenii, care sunt hormonii specifici feminini și a căror sinteză începe, secreție începe de la pubertate, înregistrând un maxim în timpul vieții reproductive și apoi declin odată cu menopauza. Există multiple patologii induse de dezechilibrele acestor hormoni, începând chiar de la pubertate, o pubertate precoce, o pubertate întârziată, apoi tulburarea disforică premenstruală, vechiul sindrom premenstrual, care afectează foarte multe femei și de multe ori este chiar invalidat prin simptomele pe care le induce. Și terminând cu tulburările de menopauză, care iarăși sunt o categorie foarte largă de tulburări care ating foarte multe femei. Iar mai nou a început să fie destul de frecventă și menopauza precoce, având în vedere stilul de viață pe care, din păcate, îl avem în aceste zile, cu poluare, cu alimentație nesănătoasă, cu sedentarism. În afară de modul în care ei ne influențează starea de sănătate pe interior, cum se reflectă acești hormoni și la nivelul exteriorului? Pentru că știu că depinde foarte tare de ei felul în care ne arată pielea, în care ne arată părul, cum sunt unghiile. Exact. Multe femei la menopauză observă un proces foarte accentuat, foarte accelerat de îmbătrânire. Practic, estrogenii mențin și colagenul din piele și lipsa lor duce la apariția ridurilor, colagenul de la nivelul articulațiilor, al danturii, cu căderi de dinți, cu modificări articulare care încep să se instaleze, nu mai vorbim de bufeuri, de uscăciunea vaginală și celelalte simptome specifice, plus simptome la nivelul sistemului nervos central. Foarte multe femei nu se mai regăsesc, nu se mai, în perioada respectivă, încep să aibă insomnie, anxietate, stări psihice foarte proaste, se poate ajunge și la psihoze, deoarece acești estrogeni au receptori la nivelul sistemului nervos central și atunci modificările estrogenilor modifică foarte mult și activitatea cerebrală. De exemplu, la menopauza precoce s-a remarcat că au un risc mai mare de boală Alzheimer femeile cu menopauză precoce, tocmai din cauza acestui efect trofic la nivel cerebral al estrogenilor. Ce părere aveți despre suplimentele alimentare care au menirea de a regla acest echilibru hormonal? Se pot lua după ureche sau doar la sfatul medicului?
Suplimentele care au efect în acest domeniu sunt cele care conțin de obicei fitoestrogeni. Ori fitoestrogenii, chiar dacă au o proveniență naturală din plante, au aceleași efecte, acționează pe aceiași receptori. Sunt mai puțin standardizate dozele, sunt mai puțin studiate. Și faptul că sunt naturiste le face pe multe femei să creadă că nu au reacții adverse, ceea ce este fals. Deci riscurile sunt aceleași ca și la estrogenii de sinteză. Să ne dăm organismul peste cap, pur și simplu luând niște suplimente naturale care Nu neapărat să dăm organismul peste cap, dar riscurile care există la terapia estrogenică, terapia de substituție, cea de sinteză, și care le face pe multe femei să evite acest tratament, cu toate că ar avea indicație și le-ar fi util, aceleași riscuri de cancer de sân, de cheaguri de sânge, există și pentru produsele naturiste. Care sunt alți hormoni care impactează cumva starea de bine a femeii? De exemplu, știu că sunt femei care la un moment dat se confruntă cu o cantitate mai mare de testosteron decât ar fi necesar, că până la urmă și noi avem testosteron. De ce? De unde apare această creștere? Iarăși o patologie foarte frecventă la femeie și care afectează mai ales în perioada reproductivă e acest exces de testosteron, care de obicei reflectă sindromul de ovar polichistic. Asta e caracteristica de bază hormonală a sindromului de ovar polichistic, un exces de hormon masculin, de acest testosteron, care induce acnee, pilozitate excesivă la nivelul feței, în jurul sânilor, pe linia mediană, menstrue neregulate și o tendință la îngrășare. Cea mai frecventă cauză de îngrășare la femeie nu e tiroida, așa cum se consideră, ci e ovarul polichistic, pentru că avem un exces de insulină. Insulina e un hormon anabolizant care face ca să se depună tot ce băgăm în gură și atunci femeile cu COPC, din păcate, au dificultăți în a-și menține greutatea și au risc mai mare de diabet. Știm că atunci când mergem la sală, generăm dopamină, care ne dă o stare foarte bună. Și endorfine, și secrete. Avem nevoie de stările astea, avem nevoie să ne generăm fericire. Este bine să ne generăm poate mai mult decât trebuie acești hormoni? Să-i stimulăm mai mult decât... Prin efort fizic, puțin probabil să-i stimulăm mai mult decât ar trebui. Există anumite medicamente, dar acestea nu se pot lua, dacă nu vorbim de o anumită categorie de oameni, dar nu vorbim acum despre asta. Deci nu putem să ajungem la un exces de dopamină făcând sport, să spunem. Este necesar ca o dată pe an să mergem la analize hormonale? Sau dacă nu este, atunci când ar trebui făcute aceste analize? În general, analizele se impun în momentul în care avem niște tulburări. De exemplu, o femeie care are menstrue absolut regulate, nu are acne, nu are pilozitate excesivă, nu are niciun simptom, puțin probabil să aibă un dezechilibru hormonal. Dacă menstruele, de exemplu, sunt neregulate, da, atunci se impun niște analize. Dacă are niște stări care până atunci nu au mai fost, la fel, se impun niște analize, da? Dar, în general, merg analizele uzuale. Hormonii sunt analize mai speciale care se fac în condiții deosebite. Dar în situații deosebite. Mulțumim foarte mult pentru explicații, doamna doctor. Plăcere. Deloc plăcut, dar foarte necesar câteodată, desfundatul chiuvetei. Cum facem să obținem rezultatul optim fără a folosi substanțe toxice care să afecteze mediul? Vă arătăm acum în rubrica Tips and Tricks. În fiecare casă se întâmplă, măcar din când în când, să se înfunde o chiuvetă, fie că e vorba despre chiuveta de la bucătărie sau că este vorba despre chiuveta de la baie. Și desigur, există produse chimice menite să desfunde chiuvetele. Însă aceste produse sunt deosebit de toxice și foarte neprietenoase cu mediul. Iar noi trebuie să avem grijă tot mai mult de planeta asta. Ce implică această grijă? Gesturi mici pe care să le facem fiecare dintre noi în fiecare zi. Iar unul dintre aceste gesturi ar fi să folosim produse de curățare cât mai naturale. Astăzi eu o să vă arăt o metodă de a desfunda chiuveta pentru care aveți nevoie doar de 3 ingrediente, toate naturale și toate pe care sunt sigură că le aveți în casă. Adică bicarbonat de sodiu, oțet de mere și apă fierbinte. Thank you.
așadar ați văzut că funcționează impecabil. În plus, chiuveta va rămâne foarte curată și frumos mirositoare. Să încercați! De sport ne ocupăm și astăzi, dar să vedeți de ce anume mai exact. Știu că multă lume se plânge de o slăbiciune fizică și un suflu îngreunat după ce au făcut coronavirus. Există vreo posibilitate de a ne recupera fizic după această afecțiune? Așa este. Multe persoane acuză o slăbiciune fizică și o îngreunare a respirației, pentru că aceste consecințe post-COVID sunt diferite de la individ la individ și un program de recuperare de kinetoterapie trebuie să fie efectuat doar de către specialiști în urma unei evaluări făcute pentru a ne da seama exact în ce fază ne încadrăm cu acel pacient și exercițiile pe care o să le facem să fie particularizate. Ce presupune această recuperare? Ce tip de exerciții? Kinetoterapia respiratorie presupune exerciții de tip respirator, așa cum este și denumirea ei, însă pentru a crește capacitatea de efort putem să facem și niște exerciții fizice care să ne redea capacitatea normală de efort. Dar dacă există această slăbiciune și nu putem să mergem la kinetoterapie, pur și simplu să ne reluăm viața activă, mă refer la acele persoane care făceau sport până la un anumit moment, așa brusc, este în regulă sau ar putea veni și cu ceva efecte adverse? Nu, nu este în regulă ca un om care a trecut printr-o fază moderată sau severă de COVID-19 să înceapă din nou viața normală pe care o avea înainte. Există o primă fază în care încercăm o readaptare la mișcare, iar după o fază în care să creștem această capacitate de efort până la normalul lui anterior acestei boli. În primul exercițiu ar trebui să începem cu respirația. Da? O să te rog să te așezi. Ok. Și în primul rând trebuie să învățăm să respirăm în mai multe zone. Prima zonă ar fi cea abdominală. Și pentru asta putem să așezăm mâinile în zona abdominală și să tragem aerul pe nas și să-l dăm afară pe gură, astfel încât să ducem mâinile foarte mult în față atunci când introducem aerul, când inspirăm. Așa. Iar apoi când îl dăm afară, când expirăm, vreau ca ombilicul să se ducă cât mai mult spre coloană. Bun, este recomandat 4-5 respirații ca să antrenăm un pic musculatura inspiratorie. Putem să folosim spirometru, care sunt diferite tipuri de spirometre. Sunt spirometre pentru inspir, spirometre pentru expir. De obicei ne concentrăm pe faza inspirului pentru că acolo avem probleme atunci când avem COVID. Simțim că nu putem să tragem aer sau mușchiuleții nu își mai fac treaba datorită multor complicații. Mulțumim foarte mult pentru explicații. Plăcere. Atât pentru astăzi. Săptămâna viitoare însă vă așteptăm cu noi subiecte interesante. Mulțumim de asemenea sponsorului nostru, Catena Farmacia Inimii, pentru sprijinul acordat la realizarea emisiunii. Eu vreau să fiu sănătoasă și vreau să vă conving și pe voi să spuneți: vreau să fiu sănătos!